Ioan 17, de la versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu, în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a perit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, în Ioan 17 este una dintre rugăciunile importante pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit și care au fost înregistrate pe paginile Sfintelor Scripturii. Noi știm despre rugăciunea Domnului Iisus Hristos, Tatăl nostru, rugăciunea domnească, atunci când ucenicii au cerut să fie învățați de Mântuitorul să se roage. Apoi ne aducem bine aminte de rugăciunea Domnului Iisus Hristos la mormântul lui Lazar. Ne aducem bine aminte de rugăciunea Domnului Iisus Hristos în Ghețimani. Rugăciuni importante, din care avem foarte multe lucruri de învățat. Vedeți, în toate rugăciunile rostite de Domnul Iisus Hristos, nu sunt doar modele prin care suntem și noi învățați să ne rugăm, ci sunt principii de viață și de credință. Rugăciunile Domnului Iisus Hristos sunt încărcate, îmbibate cu principii prin care să ne trăim viața de credință, pe care să le aplicăm în viața noastră de credință. Rugăciunea din Ioan 17 este mai lungă, mai completă, are de-a face cu momente petrecute de Mântuitorul înainte, deși i-a rămas bun, înainte de suferințele sale, apoi de moartea sa, învierea sa și înălțarea la cer. Este o rugăciune care pune foarte mult accentul pe unitatea credincioșilor, pe unitatea bisericii. Dragii mei, noi știm că trăim într-o lume foarte dezbinată și noi știm că una din intențiile satanei în vremea de astăzi este să separe și să divizeze. Să separe și să divizeze oamenii în cercuri de influență, în sfere geopolitice și militare, să îi învrăjbească unii împotriva altora. Nu-i face nimic mai mare plăcere satanei decât să vadă cum curge sânge în lumea secolului 21, când credem că ne-am civilizat și că am învățat din lecțiile istoriei. Omul fără Dumnezeu nu învață nimic din nimic. Continuă să repete aceleași greșeli și aceleași păcate, dar amplificate mai mult și mai mult. Secolul 20
a fost considerat cel mai sângeros secol din istoria omenirii, cel mai brutal secol. Și nimeni n-a crezut că secolul 21 va fi gata să-l depășească. Și iată că nici n-am intrat bine în acest nou mileniu și am descoperit că există o forță mult mai feroce, mult mai apăsătoare pentru lumea aceasta, mult mai periculoasă, numită terorism. Cu alte cuvinte, și eu cred, și ascultați-mă să îmi urmăresc ideea să vedeți de ce spun lucrul acesta. Eu cred că terorismul, în forma lui demonică, este o replică a diavolului la ceea ce este biserică. Biserica, pe pământ, este o instituție divină, este o împărăție de ordin divin, dar care n-are graniță, despre care Domnul Iisus Hristos a spus, ea nu poate fi găsită pe o hartă a pământului. Nu există un teritoriu trasat pe harta lumii unde să se spună aici este împărăția lui Dumnezeu, cum de exemplu a fost țara unde curge lapte și miere pe care Domnul a făgăduit-o și a dat-o poporului ales. Și până în ziua de astăzi trăim practic cuvântul Mântuitorului care spunea că împărăția lui Dumnezeu nu poate fi arătată, nu se poate spune despre ea, iată-o aici sau iată-o acolo, pentru că este în lăuntrul vostru. Mai mult decât atât, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Este o împărăție spirituală. Ucenicii aveau o obsesie și până și după învierea Domnului Iisus Hristos, ei nu pridideau să tot întrebe, dar când o să fie iarăși împărăția lui Israel restaurată? Pentru că mintea lor nu concepea o altfel de împărăție decât una care are o capitală, care are un teritoriu, care are niște granițe, o împărăție vizibilă. Dragii mei, Satana a creat pentru vremurile din urmă o replică la această împărăție a lui Dumnezeu. Și în ziua de azi ne confruntăm cu un dușman pe care nu știu unde să te duci și să-l cauți. Un dușman infiltrat printre oameni. Cel mai mare prieten al omenirii este Hristos prin biserica sa, infiltrată între toate națiunile ca să câștige suflete și să răspândească împărăția minunată, paradisul lui Dumnezeu în viețile oamenilor. Ca replică, diavolul își infiltrează agenții aceștia periculoși ai morții și încearcă să îi împrăștie pe tot pământul. Uitați-vă, vă rog frumos, ce probleme are America, cea mai mare putere militară care a existat vreodată în omenire, să se ia la harță cu acești oameni pe care nu știu unde să-i găsești, care n-au adresă, care n-au teritoriu, care n-au graniță. Sunt ca niște fantome în lumea aceasta. Și marele război pentru sufletul omenirii este între Biserica Domnului Iisus Hristos și aceste forțe ale întunericului dezlănțuite să producă teroare, spaimă, opresiune în zilele de astăzi. Dar diavolul încearcă să producă diviziune nu numai în lume între națiuni, ci chiar și în biserică. Chiar și în familie. Și ce trist este când sunt certuri în familie, când soțul și soția nu mai văd lucrurile la fel, când sunt dezbinați, când își angrenează chiar copiii în conflictele lor și îi folosesc ca arme de lovire și de apărare unul împotriva celuilalt. Ce păcat este atunci când copiii Domnului se adună la casa Domnului. Eu nu neapărat urăsc adunările generale ale bisericii, dar tare am observat că ăla este terenul cel mai iubit de oamenii firești, unde pot să vină să-și descarce și ei desaga lor, plină de fiere amară, de zâzanie și să creeze percepția că sunt probleme în biserică. Un an întreg se adună frații, sunt botezate suflete cu Duhul Sfânt, se pocăiesc oameni,
sunt îndreptate vieți, sunt recuperate suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Ar trebui să zicem aici e raiul pe pământ. Și vine odată pe an, unu ori doi, și strică toată atmosfera bisericii și se creează percepția că sunt probleme și sunt necazuri. Și în felul acesta este umbrit acest principiu absolut esențial al Bisericii Domnului Iisus Hristos, care este unitatea. Dar, dragii mei, unitatea trebuie înțeleasă ca ce este. Unitatea nu este un lipici cu care ne lipim și suntem unul lângă altul lipiți, nu este o coaliție. Coaliția este numai între oamenii fără de legii. Oameni care nu-s deopotrivă și nu se înțeleg în multe, dar dacă au găsit un scop rău, se pot uni la rău. Pe urmă se rupe unitatea lor. Astea sunt coaliții. Noi în Biserica Domnului nu vorbim despre o asemenea unitate. Noi vorbim de o unitate care are principii. Și ca să înțelegem cum funcționează și ce este unitatea pe care o aduce sau pentru care se ruga Domnul Iisus Hristos în Ioan 17, aș dori din textul acesta și din cuvântul Domnului să descoperim trei principii. Eu nu zic că nu sunt mai multe, dar trei le-am simplificat și le-am găsit esențiale, trei principii ale unității bisericii. Primul principiu este principiul triunității, al doilea principiu este principiul comunității și al treilea principiu este principiul oportunității. Cred că în limba română Dumnezeu a făcut ca toate aceste cuvinte care definesc cele trei principii ale unității să poarte în ele însele termenul de unitate. Triunitate, comunitate și oportunitate. Și dacă în seara aceasta Dumnezeu va pătrunde adânc în pământul inimii noastre cu aceste adevăruri și văzând complet diferit și anume în mod spiritual nevoia de unitate, cred că viețile noastre se vor putea transforma să devenim acei oameni care iubesc unitatea, care luptă pentru unitate și care trăiesc în unitate. Doamne, ce rai pe pământ ar fi aceste principii să fie respectate în familiile noastre, în bisericile noastre, între frați. În primul rând, principiul triunității. Interesant că Domnul Iisus Hristos folosește relația Sfintei Treimi ca un model al unității. Domnul Iisus Hristos a venit și a spus: trebuie să fiți una. Tată, mă rog să fie una. Dar cum? După ce model? După modelul Trinității. Cu alte cuvinte, aici avem de-a face cu modelul triunității, când Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. N-am să intru în amănunt să vă explic cum funcționează Sfânta Treime și totuși avem un singur Dumnezeu. Și am să vă spun de ce. Pentru că nu sunt Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate înțelege adâncimile infinite și suprafața infinită a desfășurării ființei sale. Pentru că El este Duh și e nemărginit. Dacă cineva vreodată va veni la dumneavoastră să pretindă că știe totul despre Dumnezeu, întoarceți-i repede spatele, că vă va spune prostii. Nimeni nu-L poate înțelege în totalitate pe Dumnezeu, nimeni nu-L poate cuprinde în totalitate pe Dumnezeu și însăși cuvântul Domnului, apostolul spunea că noi cunoaștem în parte, cunoaștem în parte, dar suficient ca să fim mântuiți și să trăim pentru Domnul în lumea aceasta. Totuși, am să vă dau o simplă explicație, poate un pic naivă, dar zic eu foarte practică, pe care eu am folosit-o ca să mă dumiresc eu cam cum stau lucrurile cu Sfânta Treime și totuși un singur Dumnezeu. Uite, de exemplu, eu, ca și dumneavoastră, mă duc dimineață în oglindă, în fața oglinzii, și mă uit în oglindă. Noi toți știm că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și el este format din trup, suflet și duh. Dar eu când mă uit în oglindă, oricât de des aș clipi din ochi, eu totul nu văd.
Și niciodată, că aș avea probleme foarte mari, nu spun cum a făcut sărmanul omul din pilda Domnului Iisus Hristos, bogatul căruia i-a rodit țarina și imediat Dumnezeu din cer l-a numit nebun. El vorbea cu sufletul, da? Făcea mari confuzii, zicea suflete, mănâncă și bea, păi alea erau mâncăruri pentru trup, pe care sufletul nu le mănâncă, sufletul nu se satură cu fripturi și cu băuturi, sufletul se satură cu cuvintele venite de la Dumnezeu, dar la el în cap era foarte mare confuzie. Scumpii mei, noi suntem o singură ființă și totuși suntem compuși din trei părți pe care numai moartea le divizează. Și cu toate acestea, chiar și la moarte, spune cuvântul Domnului, că Dumnezeu le păstrează întregi ca să le reunească la revenirea sa. Lucrul acesta este capital în a înțelege cum funcționează Sfânta Treime, că e un singur Dumnezeu și totuși e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi, pentru că trăim în mod limitat și ne place să le separăm pe toate, să le împărțim în felii, avem dificultate cu conceptul acesta. Să știți că Dumnezeu n-are niciun fel de dificultate. Dar aici este o taină foarte adâncă. Pentru ca să fie unul singur și totuși trei, să fie trei și totuși unul singur, e nevoie de o unitate desăvârșită. Biblia, când vorbește de unitatea de care dă dovadă Sfânta Treime și de care ar trebui să dăm noi dovadă, vorbește de o unitate în chip desăvârșit, fără nicio fisură. Care este motivul pentru care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt așa de una încât nu pot fi separați unul de celălalt? Datorită faptului că au aceeași natură. Și acum, care este ușa și care este secretul prin care noi, intrând în trupul Domnului Iisus Hristos, să putem avea această unitate în chip desăvârșit? Trebuie să avem aceeași natură. Iubiți frați și surori, trebuie să facem o deosebire între Biserica Universală și Biserica Locală. Amândouă aceste concepte sunt valide. Dumnezeu vorbește și de Biserica Universală, să vedeți ce spune Apostolul Pavel în Evrei atunci când spune: nu v-ați apropiat de un munte care se cutremura, flăcări de fum și așa mai departe, ci v-ați apropiat de Biserica celor întâi născuți. Și acolo e un concept de Biserică Universală în care cuvântul lui Dumnezeu cuprinde duhurile celor neprihăniți din istorie, credincioșii de pe toată planeta și din toate vremurile istorice. Este un trup spiritual duhovnicesc, până și închinarea îngerilor intră în această ecuație a Bisericii Universale, pentru că tot ce îi se închină lui Dumnezeu este într-o unitate desăvârșită. Acesta este conceptul Bisericii Universale. Marea problemă este că Biserica Universală este foarte reală, dar nu are o aplicație practică în viața mea și în viața ta, în viața noastră, decât prin Biserica Locală. Biserica Locală, câtă vreme trăim în trupul acesta, este aplicația practică acestui fenomen ceresc care se produce în locurile cerești, și anume unirea tuturor credincioșilor din istorie într-un singur trup. Acum, cine administrează trupul Bisericii Universale? Nu un om, ci Dumnezeu. El știe, și Biblia zice, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Nu administrăm noi Biserica Universală. Noi nu decidem cine intră în rai și cine merge în iad. Noi nu avem de făcut asemenea caracterizări la nivelul locurilor cerești. Ne depășesc aceste analize și aceste evaluări. Însă, Biserica Locală a fost dată ca isprăvnicie sfinților și împuterniciți de Domnul Iisus Hristos pe diferite slujbe și responsabilități, așa cum citim în Efeseni. Care este scopul acestor oameni care administrează Biserica Domnului? Creșterea și maturizarea trupului lui Hristos până va ajunge la statura plinătății lui Hristos. Acum,
ca să înțelegem conceptul spiritual, când oamenii vin din lume, ei au o natură complet diferită de natura lui Dumnezeu. De aceea oamenii nu pot sta în prezența slavei lui Dumnezeu, pentru că ar fi spulberați, ar fi distruși. Cine l-ar vedea pe Dumnezeu, nici n-ar apuca să-l vadă și n-ar mai vedea nimic. Ar fi complet distrus. Pentru că nimeni nu se poate apropia de strălucirea sfințeniei lui Dumnezeu. Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Slava este asociată cu sfințenia. Marea problemă pe care noi o avem, și îmi permit să spun asta celui mai sfânt om care e în seara aceasta aici, diferența dintre el și Dumnezeu este infinitul. Dumnezeu e așa de sfânt că indiferent cât de sfânt și ce gradații de sfințenie am avea noi, între fiecare dintre noi și Dumnezeu, distanța este un infinit. Cei care știu matematică, tinerii, știu că infinitul este o cifră care dă dureri de cap, literalmente. Eu odată m-am gândit la treaba asta cu infinitul și pe urmă m-am gândit să nu mă mai gândesc niciodată la infinit, că e greu să te gândești la infinit. Da, mă rog, așa zic matematicienii, hai să acceptăm, să-i credem pe cuvânt. Ei spun că orice operație matematică între infinit și vreo cifră este tot infinit. Distanța de la orice cifră cunoscută de noi până la infinit e un infinit. Iată de ce cel mai sfânt om de pe fața Pământului, și într-o vreme acesta a fost Moise, era cel mai blând, n-a putut să vadă slava lui Dumnezeu decât protejat de mâna lui Dumnezeu și pe dinapoi. Dragii mei, cei doi ucenici la schimbarea la față au văzut slava lui Dumnezeu, dar nu direct, ci prin intermediul Domnului Iisus Hristos. Ei, când noi venim în trupul Domnului Iisus Hristos, noi venim, iertați-mi expresia, ca o junglă sălbatică. Noi nu vedem cu ochii de carne, dar vreau să vă spun că lumea e plină de fiare. Diavolul a reușit să facă din omenirea aceasta o mulțime de fiare sălbatice și monstruoase. Noi ne uităm la ce izbește privirile, la trup, la haine și zicem, om cum se cade, om fain. Însă în momentul în care Dumnezeu privește un om, îl privește prin prisma sfințeniei sale, cu ochii sfințeniei sale și îl vede îngrozitor de deformat. Ori o asemenea monstruozitate, o asemenea ființă nu poate intra în trupul Domnului Iisus Hristos, că nu-i compatibilă, nu-i de aceeași natură. Și atunci, ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, în capitolul 12, de la versetul 12. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Și acum ascultați, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, de ce? Ca să alcătuim un singur trup. Și să nu mai fie iudei, greci, robi, slobozi, toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Acum, mă folosesc de un exemplu din lumea medicală. Am verificat, avem în biserică mai multe cadre medicale și chiar medic, și am întrebat dacă face sens ce spun și mi-a spus că face sens, așa că vă spun și dumneavoastră. Știți că atunci când un mădular se îmbolnăvește grav și trebuie făcut un transplant, cea mai mare problemă pe care o au medicii nu este să găsească o altă inimă sau un alt ficat sau un alt rinichi. Problema este să o accepte organismul, pentru că există acest mecanism de autoprotecție a trupurilor noastre numit sistemul imunitar. Ori de câte ori în trupul nostru pătrunde un element străin, el este imediat identificat de străjerii trupului nostru, care lansează imediat alarma și spun, trup străin, corp străin.
Fie că este vorba de te-ai înțepat, fie că este vorba de o tumoară, fie că orice ar fi, imediat strigă alarma. Și organismul are pregătite niște armate foarte puternice care pleacă să lupte și să se războiască cu acel corp străin, să-l neutralizeze și să nu distrugă trupul. Ori în momentul în care a apărut un ficat nou, un rinic nou, o inimă nouă, știți ce se întâmplă? Trupul nu le recunoaște, pentru că nu sunt din aceeași compoziție genetică, nu au aceeași înșiruire, segmentare genetică ca și trupul tău. Și știți ce face organismul? El nu vede ficat, el vede o bucată de carne străină care trebuie distrusă și eliminată. El nu vede o inimă de care are nevoie ca să-i mai pulseze sângele. El vede o bucată de carne străină care trebuie eliminată. Și atunci trimite război împotriva lor și omul, pacientul, cu toată inima nouă, cu tot ficatul nou, cu tot rinichiul nou, moare. Și atunci ce fac medicii? În perioada de după transplant, droghează pur și simplu sistemul imunitar și îl scad aproape la zero. De ce credeți că în perioada aceea îi tratează cu foarte multe antibiotice? Pentru că pericolul de infectare a organismului este foarte mare. În momentul în care s-a făcut operația de transplant și doctorii au suprimat complet acest sistem de alarmă, sistemul imunitar, există pericolul ca organismul, rămânând fără apărare, o simplă răceală să-i devină fatal. Și atunci trebuie să îi facă un tratament intensiv de protejare, de protecție. Când în trupul Domnului Iisus Hristos ar intra un om, și acum mă refer la nivel universal, un trup străin, un om care a fost în lume, care a mințit, care a înjurat, care a băut, care a fost imoral și vrea să vină în biserică. Știți ce face trupul, mecanismul acesta imunitar al trupului lui Hristos? Strigă, corp străin, afară, și îl respinge. Vă aduc aminte ce s-a întâmplat când a venit Pavel, prigonitorul. Și anticorpii imediat au strigat, vânzător, prigonitor, ne bagă în pușcărie, ce caută la amvon? Dacă era după ei, Pavel niciodată n-avea dreptul la mântuire, nu mai vorbim să ajungă apostol. Când s-a dus Petru în casa lui Corneliu, pentru că în prima perioadă a creștinismului, mulți credeau că a fi creștin trebuie să fii și iudeu, așa aveau ei parametrii lor de gândire și era forțată gândirea lor să creadă. Ce i-a spus lui Petru? Ce ai căutat în casa unui om netăiat împrejur? Ce ai stat la masă cu cei netăiați împrejur? Acum, frați și surori, trupul Domnului Iisus Hristos are un alt remediu. Nu funcționează așa cum funcționează medicina noastră. Niciun om nu intră în trupul Domnului Iisus Hristos dacă mai întâi nu este botezat în Duhul Sfânt, pentru ca prin nașterea din nou el să capete aceeași compoziție genetică, cu ghilimelele de rigoare, aceeași natură, sămânță dumnezeiască, pentru ca trupul lui Hristos să-l recunoască. Una din marile probleme, că la nivelul trupului universal al Domnului nu se întâmplă un accident de genul ăsta. Acolo nu pătrunde și nu intră nimeni nenăscut din nou. Dar prin bisericile noastre mai intră și oameni nenăscuți din nou. Ei se mai prefac, se mai ascund, dar ei nu au experimentat nașterea din nou. Și acum, cum îi recunoaștem noi? De unde știm noi că ei merită să fie parte din trupul Domnului Iisus Hristos? Păi ascultați, ce spune apostolul Petru despre casa lui Corneliu? Aș vrea să ne uităm puțin în Cartea Faptele Apostolilor, pentru că este un gând sublim care întoarce Biserica Pentecostală la rădăcinile ei. Prea am fost intimidați în ultima vreme să neglijăm botezul cu Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt
și să spunem că este un act facultativ, fără de care se poate. Aici fac o paranteză. Dragii mei, pe mine să nu mă învețe niciodată nimeni cu privire la creștinism lucruri fără de care pot. Că alea fără de care nu pot sunt destul de multe și Doamne, dă-ne putere și ajută-ne să le împlinim. Nicăieri Domnul Iisus Hristos când a prezentat credința, nicăieri apostolii când au vorbit despre credința dată sfinților, odată pentru totdeauna, n-au venit cu recomandări facultative, ci cu porunci și imperative. În ziua cincizecimii, Petru n-a spus, când au întrebat, au capitulat, s-au predat, au spus fraților ce să facem. Acum vă pocăiți, să credeți, sunteți botezați și mai vedem noi după aia ce se mai întâmplă în viața fiecăruia. Uitați-vă la urgența și imperativul cu care apostolii, cum au întâlnit Petru, ucenicii lui Ioan la Efes, au spus, ați primit Duhul Sfânt? Păi nici n-am auzit că a fost dat. Repede la Duhul Sfânt. Acum, ascultați ce se întâmplă în cartea Faptele Apostolilor, în cazul sutașului Corneliu. Și ar fi multe de subliniat aici, dar vreau să mă duc doar la sfârșitul acestui pasaj, în capitolul 11, de la versetul 11. Petru se dezvinovățește. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Și acum, în Consiliul Bisericii, adunarea Bisericii din Ierusalim, în capitolul 15, atunci când se discută problema neamurilor, ascultați ce spune Petru. Versetul 7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu care cunoaște inimile, și acum vă rog frumos, să fim foarte atenți la ce spune aici Scriptura. A mărturisit pentru ei. Și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Nu-i acceptau ca membri. Casa lui Corneliu nu putea să devină membru în biserica aceea. În trupul lui Hristos, da. Pentru că era un om milostiv, era un om cucernic, era un om curat, care îl căuta pe Dumnezeu din sinceritate. Dumnezeu i s-a descoperit. Dar frații erau blocați, nu puteau accepta încă pe cei dintre neamuri. Și pentru ca să fie acceptați, lucrarea Duhului Sfânt a trebuit să fie văzută în ei. Acum, fraților, când vorbim de lucrarea Duhului Sfânt care trebuie văzută, ea trebuie văzută sub trei forme, în trei dimensiuni. Este vorba de roada Duhului, darurile Duhului și rânduiala Duhului. 1 Corinteni 12, 13 și 14. În cele trei capitole ni se vorbește despre darurile Duhului Sfânt, roada Duhului care e dragostea și rânduiala Duhului Sfânt. Nu există Duh Sfânt fără roadă, fără daruri și fără rânduială. Dumnezeu e un Dumnezeu al orânduielii. Pentru ca noi să fim compatibili și să fim parte din trupul Domnului Iisus Hristos, trebuie să fim una cu Hristos și lucrul acesta se poate realiza prin Duhul Sfânt. Acum,
După principiul triunității, câteva momente, principiul comunității. Unitatea se dezvoltă în mod practic în biserica locală, în mijlocul comunității bisericii. Izolarea este greșită, dezidența este greșită. Biserica locală, trup al Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu onorează biserica locală și a înzestrat-o cu toate slujbele și toate capacitățile necesare pentru ca să îndeplinească mandatul divin. Biblia spune că ucenicii erau împreună, oriunde îi găsim, după înălțarea Domnului îi găsim împreună. Vă rog să observați că Pavel caută imediat părtășia bisericii. Vă rog să observați că Pavel și Barnaba sunt trimiși din biserica din Antiohia. În toate călătoriile misionare se întorc să dea raport bisericii locale. Cât de mare a fost Pavel, și eu cred că a fost cel mai mare dintre apostoli, n-a ignorat, n-a sfidat, n-a ocolit biserica locală, nici pe cea din Antiohia, nici pe cea din Ierusalim. Ăsta este mediul unității. Dacă principiul triunității e modelul unității, cum e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cum sunt una, spune aici cuvântul Domnului, cum suntem noi una, să fie și ei una, principiul comunității ne vorbește despre mediul unității. Ei, nouă, ne-ar place unitatea aia în Duh, unde dacă nu ne vedem, suntem cei mai buni prieteni. Dacă nu ne întâlnim, suntem cei mai buni. Unii pleacă din biserică și spun, ce, nu mai vreau să îi văd, nu-i mai vreau. Eu mă pocăiesc acasă și eu am pace acasă că sunt prieten cu toți sfinții. Nu e adevărat. Practica și proba unității este acolo unde ne întâlnim în părtășia bisericii. Acolo se formează caracterul nostru, acolo unitatea dă roade practice. Principiul comunității. Observați că oriunde s-au pocăit oameni într-o cetate unde n-a mai fost predicat Hristos, că asta a fost trimiterea lui Pavel, ce a făcut imediat? A înființat o biserică, a înființat o comunitate. Dragii mei, să fim foarte atenți că în biserica locală sunt traiectorii diferite și stadii diferite de dezvoltare și de maturizare a fiecărui credincios. Să nu confundăm credincioșii nenăscuți din nou și firești, carnali, cu credincioșii care sunt într-o anumită etapă de creștere. Chiar dacă unii sunt sub nivelul nostru, trebuie să avem răbdare cu ei și Dumnezeu să ne folosească ca niște părinți spirituali să învățăm și cu dragoste, cu îngăduință, dar și cu fermitate, să-i creștem în cunoașterea Domnului. Iată de ce în biserică sunt oi, oițe, mielușei, sunt copilași, tineri și părinți. Nu există o biserică doar a tinerilor, una doar a bătrânilor. Să fugim de aceste percepții extrem de dăunătoare care circulă în ziua de astăzi. Principiul triunității este modelul unității, principiul comunității este mediul unității și acum, în al treilea rând, principiul oportunității, care este mandatul unității. Uniți, dar de ce? Uniți, dar la ce? Știți care e motivul pentru care credincioșii încep să se dezintegreze? De ce unitatea se pierde și din ce cauză de multe ori, după ani de pocăință, acționăm ca niște creștini firești? Pentru că unitatea are un scop, are un mandat. Și noi ne adunăm la biserică și credem că ne-am adunat să ne uităm unii la alții. Nu, frați și surori. Vedeți, Domnul Iisus Hristos aici în rugăciunea sa spune, mă rog ca ei să fie una, mă rog ca să fie una așa cum suntem noi, dar mă rog să fie una ca să-i vadă lumea că sunt uniți și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede prin cuvântul mărturisirii lor. Ăsta-i scopul unității. Ca biserica împreună să lucreze la mântuirea sufletelor și la adăugarea oamenilor la împărăția lui Dumnezeu, cât mai mulți să creadă. În biserică avem oportunitatea de a sluji, de a ajuta.
oportunitatea de a evangeliza, de a-L reprezenta pe Dumnezeu în lume. Acum aș vrea să fac o specificație cu privire la aceste principii, triunitatea, comunitatea și oportunitatea. Pentru că există o expresie extrem de greșit înțeleasă în ziua de azi, unitate în diversitate. Ați auzit de unitatea în diversitate? Eu am auzit foarte mult. Dom'le, dacă îl vezi pe unul îmbrăcat așa la patru ace, cravată, decent, frumos, vine unul lângă el pletos, tatuat și vai și amar, vine o soră decent care respectă cuvântul Domnului și își pune ceva pe cap, vine alta că trebuie să te uiți pe sus, că am auzit pe unii că zic, dar ce te uiți? Păi nu e nicio problemă, că eu nu mă mai uit. Acum merg cu capul în sus, dau peste flori, dau peste amvon, mă împiedic de scaune, că trebuie să ne uităm numai în sus. Dragii mei, să fim foarte atenți și ei toți, băi, asta e unitatea în diversitate. Unul crede că ai voie așa, unul crede că ai voie altfel. Nu, fraților, atenție! Când vorbim de principiul triunității, de modelul unității care vorbește de caracterul creștin, de credința dată sfinților odată pentru totdeauna, acolo unitatea e în uniformitate. Toți la fel! Pentru că standardul nostru e Hristos și scopul apostoliei, prorociei, pastorației, evangelizării și învățăturii e ca toți să ajungem la nivelul lui Hristos, la standardul care e Hristos. Toți la fel! Nu diferiți în ce credem. Lasă, Doamne, ăsta crede așa, ăla crede așa, celălalt altfel, dar să ne forțăm să stăm toți la un loc. Nu! În urmă cu mai mulți ani, un mare om al lui Dumnezeu din America a preluat cea mai mare organizație neoprotestantă din Statele Unite, de vreo 17 milioane de membri, poate cât e populația de acum a României în spațiul României. Și era o mare bătălie în această organizație pentru a crede sau a nu crede că Scripturile sunt cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu. Unii credeau că sunt lucruri importante în Scriptură, dar nu toată Scriptura insuflată, nu toată Scriptura este infailibilă și fără greșeală. Și lupta a fost așa de mare că s-a produs o mare tulburare între toți păstorii care votau conducerea acestei organizații. Și în urma unui congres electiv extrem de încărcat emoțional, a fost ales el ca președinte. Ei, ca să facă pace în organizație, nu e ușor să conduce o corabie de 17 milioane de oameni, aveau o comisie de pace, imediat după ce se terminau alegerile, ca să reconcilieze și să fie bine toată organizația. Și la comisia aceea au venit și cei din partea cealaltă. Și foarte amenințător s-au dus la el și i-au spus: dacă nu negociezi și dacă nu cazi la compromis, nu va fi pace. Și la care s-a întors către ei și le-a spus: nu trebuie să fie pace? Noi nu trebuie să fim una? Eu nu trebuie să fiu păstorul unei biserici de 30.000 de membri, cum era? Și nu trebuie nici măcar să trăiesc! Dar n-am să compromit adevărul că Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl avem, sunt cuvântul lui Dumnezeu și nimic mai puțin decât atât. Și a asumat un mare risc la vremea respectivă. Dragii mei, când vorbim de modelul unității, când vorbim de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, când vorbim de unitatea lor în adevăr, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Acolo nu încape compromis, acolo nu e diversitate, acolo este unitate în uniformitate. Apoi, principiul comunității nici el nu ne vorbește de unitate în diversitate. Nu. Pentru că știți ce spune cuvântul Domnului, vreau să citesc din Filipeni, capitolul 2. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, că asta face Duhul din noi, ne face una. Dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, facem-ți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Arătați-mi și mie aici unde e diversitate. Toți la fel, în credință și în dragoste. Atunci ar veni cineva și ar spune:
Păi bine, dar totuși chiar așa unitatea în diversitate e o minciună? Nu e o minciună, numai trebuie aplicată unde trebuie. Unitatea în diversitate e la principiul oportunității, pentru că ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 12. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul, ia că avem picior, ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul, dacă tot ar fi auz, unde ar fi mirosul. Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate mădularele ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și acum ascultați, versetul 25, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, și acum unde-i diversitatea? Ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Unitatea în diversitate e doar la nivelul slujirii și al mărturiei cuvântului, în oportunitatea de a sluji. Acolo suntem diverși. Acolo unul are darul de a cânta, să cânte. Unul are darul de a predica, să predice. Unul are darul de a ajuta, să ajute. Unul are darul de a se ruga, să se roage. Și toate aceste slujbe împreună, înmănunchiate, duc la creștere armonioasă și concomitentă a tuturor mădularelor, pentru ca trupul să fie proporțional, să crească proporțional, până va ajunge imaginea desăvârșirii Domnului Iisus Hristos. Vreau doar să recapitulez. Unitatea bisericii este absolut esențială. Și în seara aceasta aș dori să ne punem trei întrebări. Prima întrebare. A lucrat Duhul Sfânt. Care este rolul Duhului Sfânt în viața mea personală? Duhul Sfânt sau relația credinciosului cu Duhul Sfânt îmbracă trei forme. Este o problemă de atitudine. Și eu aș vrea să văd în penticostalii de astăzi disperarea de a stărui și de a primi botezul cu Duhul Sfânt. A venit stăruința, neapărat să mă duc, vai să mă pocăiesc, vai să mă apropii de Dumnezeu. Frate păstor, ce să fac? Cum să mă sfințesc? Cum să mă apropii de Dumnezeu? Vă rog frumos, stăruiți împreună cu mine, ajutați-mă! Sunt de 5 ani, de 10 ani pocăit, n-am primit botezul cu Duhul Sfânt. Lucrul ăsta nu e normal! E o problemă de atitudine! Nu mai sta nepăsător, crezând că, dacă nu vorbești în alte limbi, nu mergi în rai? Dar ce se întâmplă cu austriecii sau cu americani? Dar ce se întâmplă cu baptiștii sau creștinii după Evanghelie? Păi nu e treaba noastră, fraților, că noi, cum v-am spus, nu-i luăm prin noi pe oameni să-i băgăm într-un loc sau în altul. Asta nu e treaba ta. Petru vrea el să știe ce se întâmplă cu Ioan. Și Dumnezeu a spus, lăsa-l pe Ioan, că nu e treaba ta, tu vino după mine. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că este esențială lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Mai fac o paranteză, pentru că sunt mulți care întreabă, dar ce, vorbirea în limbi este singurul semn al botezului cu Duhul Sfânt? Da, este. De ce? De ce nu-i prorocia? Dar ce, nu poți să ai un alt dar? Ce trebuie, numai vorbirea în limbi? Dragii mei, vorbirea în limbi este semnul inițial dintre toate darurile, tocmai pentru că Duhul Sfânt mărturisește. În 1 Ioan, cuvântul Domnului spune că în cer mărturisește Tatăl, cuvântul și Duhul Sfânt. Pe pământ, sângele, apa și Duhul. Duhul mărturisește și în cer și pe pământ. Însă mărturia Duhului e o mărturie audibilă și vizibilă, că dacă nu aude și nu vede nimeni,
N-are cum să fie dovedită. Când Duhul Sfânt a venit în lume, nu i s-a dat un trup ca Domnului Iisus Hristos ca să umble pe pământ printre noi. Trupul care i-a fost dat Duhului Sfânt e biserica, e templul Duhului Sfânt care ești tu. Și venirea Duhului Sfânt în ființa ta nu este un act secret. Este un act vizibil și audibil, ca la cinzecime și în toate cazurile unde au văzut că le-a fost dat Duhul Sfânt, ca și nouă la început. Însă, pentru cineva care împinge curiozitatea aceasta la maxim, că vreau să vă spun, dacă noi l-am iubit pe Dumnezeu și am citit negru pe alb în Scriptură, la un moment dat ar cam și trebui să ne răspundem, dar de ce tocmai asta și aia și cealaltă? Ar trebui să zicem de aia, pentru că așa zice Biblia și pentru că așa zice Dumnezeu și ar trebui să fie suficient pentru sfinți. Dar pentru că avem curioși, întrebători și filozofi, hai să vedem de ce vorbirea în alte limbi este actul prin care recunoaștem botezul cu Duhul Sfânt. Dacă mergem în epistola lui Iacov, acolo găsim o ecuație foarte interesantă. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Versetul 2. Care e ecuația? Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Care este ecuația? Ecuația e asta. Dacă Ionescu reușește să-și controleze limba la sânge, să nu spune niciun cuvânt slab, Biblia garantează că are tot atâta determinare și putere să-și stăpânească tot trupul din creștet până în tălp și să nu facă niciodată niciun păcat. Necazul este, ăsta e semnalul că suntem imperfecți. Unde începe imperfecțiunea din viața noastră? Limba. Și știți ce scrie în Iacov de limbă. Dragii mei, când Duhul Sfânt vine în trupul credinciosului să-l stăpânească, face o declarație nu numai de strângere a trupurilor noastre în trupul lui Hristos, ci face o declarație de stăpânire asupra trupului, că Duhul Sfânt nu vine ca musafir, vine ca stăpân. Că dacă e templul lui, Dumnezeu este stăpân în templu. Duhul Sfânt este stăpân în trupul credinciosului care devine templul Duhului Sfânt. Și Biblia spune, păcatul să nu mai stăpânească asupra mădularelor voastre, asupra trupurilor voastre. Cine să stăpânească atunci? Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt folosește ecuația biblică. Ca să demonstreze că e stăpân peste trup, pune mâna pe limbă și o controlează. Și când omul vorbește în alte limbi și e vorbire autentică și curată și botezul curat cu Duhul Sfânt, de fapt Duhul Sfânt mărturisește, îl stăpânesc, e templul meu, aici sunt stăpân și produc sfințire și desăvârșire până la venirea Domnului. Iată de ce, dragii mei, prima întrebare, care este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt? E o problemă de atitudine și nu-mi place atitudinea de genul pot și fără, e o problemă de altitudine pentru că Duhul Sfânt mă ridică și mă înalță la nivelul standardului Hristos și o problemă de aptitudine pentru că mă capacitează și mă înzestrează cu daruri ca să-i pot sluji lui Dumnezeu. Toată lucrarea aceasta nu o face înțelepciunea ta, nu o face capacitatea ta, o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Puneți întrebarea, cum lucrează Duhul Sfânt în viața ta? Apoi, cât de mult iubești biserica? Și cât de mult îți scapără călcâiele atunci când trebuie să vii la casa Domnului? Psalmistul spunea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și apoi întreabă-te, câte oportunități de a propovădui Evanghelia ratezi în fiecare zi? M-am hotărât că niciodată nu voi mai merge cu avionul și să nu îi agresez pe cei care stau lângă mine. Și am spus, iartă-mă, Doamne, ia uite, îmi dă Dumnezeu doi și leagă. Legați! Și să plece nu pot. Și eu spus, mă uit și ce-o fi și cu ăștia aici? Păi ce să fie? Americanii au o vorbă, sitting ducks. Ținte sigure. Și mai ales dacă mergi și vreo 9 ore peste ocean lângă ei,
N-au ce să facă, unde să fugă? Ei, suntem vecini cu vecini, suntem colegi cu colegii noștri. Câte oportunități n-am lăsat să treacă pe lângă noi? Domnul să ne ierte și să ne ajute în seara aceasta, să iubim unitatea, dar nu o unitate așa, un abur, un fum din ăla, eu vă iubesc, eu... Unitatea asta principială, să cunoaștem și să respectăm principiile unității. Amin. Amin.